Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, astăzi, după cum ați văzut data trecută, noi, după ce am făcut ala cu minereuri, am zis că, ok, bun, hai să încercăm și altceva, ne ajută șeful, băiatul, ce suntem datori, suntem aici de față-față cu el. Și băiatul ce a zis? Băi, a venit momentul să ne ajuți. La fel cum noi te-am ajutat pe tine, noi amu, tu trebuie să ne ajuți pe noi. Mă scuzați, scriu ceva. Deci, hai să începem. Nu uitați de butonul de like și subscribe. De șef, o să înțeleg că cum am mai pus să fac asta, nu? Mă pui ca ferar acum. Dacă te doare puțin în gât, ia și tu o pastilă acolo. Am înțeles. Pastila lui Dumnezeu. E mai bine, a? Parfum. Nu, e bun, e bun. Păi și acum ce facem astăzi? Da, mă, deci astăzi avem o treabă, frate, mergem să facem niște metale. Ați auzit. Da, să stai, că e o problemă un pic, că nu știu, cred că de la primar cumva. Deci, să înțeleg că mergem să facem ală, nu? Șefu. Găzi. Nu prea ai chef de vorba astăzi, da? Auzi? Te aud, te aud. Tu mă auzi? Bă, că nu ne auzeam. Da, hai nu știu. Arăt aici fabrica. Ok. Se topește metalul. Să luăm un fel și alte nevoie. Păi eu am mai fost aici în trecut, dar nu știam că aici asta se face. Se practică. E puțin mai în spate așa, aici este pentru... Ok. Miner și mai în spate e pentru fierar. Mhm. Deci aici e pentru miner, a? Vezi acolo sus? Da, da. Unde? Hai mai repede. Mă, mă. A, era să pic dracu. Aici fac metalul. Uite, aia aici faci metal, aici faci oțel și mai în spate acolo faci cupru. Și trebuie să faci o treabă de genul, vii aici repede, ai dat la prelucrat, te întorci repede la metal, ai dat la prelucrat, vii repede la oțel, dai la prelucrat și faci eșature în continuu până îți treci minereurile necesare pentru acadele. Da, 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 va, deci facem acadele până la urmă, a? Acadele de metal, da, pentru elefanți plutiți de fier. Da, da, da. Și din câte am înțeles, unde le transportăm noi după aia sau cum facem? Păi după aia trebuie să mergem în locație secretă, ca să le producem. Ah, ok. Băi, urmează o locație foarte secretă. Trebuie făcute. Da, da, da. Păi din câte am înțeles, armele astea sunt pentru Africa sau cum? Mă rog, bomboanele. Păi ideea e în felul următor, că după ce le avem, o să trebuiască să găsim și cui să le livrăm pe mulți bani. Nu e o problemă, că mai am eu niște relații, dar câte trebuie din câte trebuie să fac din fiecare? Păi, minim 20 din fiecare ca să pot să fac. Dacă vrei arme mai mari, îți trebuie mai mult. Aha, ok. Bun atunci, ce zic? Hai că încep, de tot iau dracu. Mamă, ce am pe aici? Am de tot. Stai să arunc una. Ce ai aruncat pe jos? L-am văzut? O bomboană. Am înțeles. Sfărorul. Ideea este că dintre toate mereurile pe care tu le faci aici, cel mai important este oțelul. De ce e important oțelul? Oțelul o să trebuiască să-l folosești strict pentru făcut gloanțe. Și automat după ce ți-ai făcut arma, îți trebuie și gloanțe. Da, da, da. Iar gloanțele se vor face, de exemplu, pentru pistol îți trebuie 5 oțel ca să faci 10 gloanțe. Dacă vrei să faci 10 gloanțe de AK sau carabină, îți trebuie 10 oțel, nu 5. Da, da, da. E să înțeleg că trebuie să stăm foarte mult aici ca să putem face o armă de calibru mare, nu?
Da, îți trebuie. De exemplu, o să-ți trebuiască cam 20 din fiecare pentru un AK, după care o să trebuiască să ai pentru 50 de gloanțe măcar 50 de oțel. Da. Deci 20, ok, am înțeles. Păi bă, să facem numai AK-uri până la urmă, adică... Păi da, acum vorbesc cu voi. Să facem un pic de... chestii de genul, știi? Mai luăm de aici, facem câteva 10 acum. Cupru. După aia mergem la metal, facem vreo 10 bucăți și tot la fel, că ia să fac repede. Nu e o problemă. Șef, am înțeles, a venit cu și colegul, a? Da. Bun. Salut, salut. Salut, coleg, salut. N-am... Ai venit să ne ajuți. Colegul. Unde ești? Eu sunt spate aici, la oțel. Eu sunt lângă tine. Nu, da. Lângă tine, mă vezi? Nu. Spatele tot sus. Hai să mai luăm un cuprum. Și după mergem dincolo, am înțeles. L-am luat deja, am venit 10. Nu e bai că mergem dincolo și facem. Mai cu metalul. 10 bucăți. Minim. Și după aia băgăm repede la 5. Băi, eu am oțel, acum am văzut 10 bucăți, 11. Și am mă apuc repede de metal, știi? Vă cât aveți? Da, o să trebuiască mai mult oțel ca să faci și gloanță. Da. Am înțeles. Aoleu. Băi, deci cam pasă toată treaba. Vrei să dau casca jos în cap? Da-o. Numai că... Mamă. Ah, tinții. Tinții. N-aveam cum. În păcate sunt tinții. Și colegul? Nu, un pic, că nu te văd. Ce face domnici? Îl văd numai pe unul cu aici. Până dăm o paletă. Eu te văd, mă, eu te văd. Da, e de la el. Domnule, tu și spălate pe ochi. Că dimineața asta nu prea te-ai spălat pe ochi și pe dinți. Nu prea le place spălatul ăla pe ochi. La mulți. Normal, ceea ce faceți voi ar trebui să vă spălați dimineața la 8 pe tot corpul. Exact. Hai să mergem dincolo, la oțel. Oh, mamă. Colegul, du-te mai încolo, că... Să nu te ating. Hai că, mamă, hai că... Serios. Mamă. Eu și vulturul ăla străin. Măi, nu știu, fac 20 din minereurile astea, mă rog, din metal și celălalt. Și din oțel îmi trebuie mai mult, a? Da. Bun. Da, faci gloanțe, vezi că ți-am dat ceva acolo. Mersi. Stai să... Mamă. Trebuia să o tot pui, dracu. Bă, dar tu mai ai mașina acolo în față? Mă rog, scooterul ăla? Sau? Trebuie să fie. Dacă nu, rog, de la garaj un BMW. Am înțeles, deci ăla cum ești din safe zone. Croșeu, dacă vezi live-ul ăsta, tată, te bași cu PSPW, te duci mai în față și tot la fel, știi? Și tot meri. Hai, măi! Mamele, ce vă mișcați voi pe aici? N-are problemă, să mișcă ăsta din are treabă. Înseamnă că e bine. Hai să facem 20 de asta. Și cuprul ăla. Trebuie să facem mai multe. Mă rog, oțelul. Te-le încurc. Cupru cât avem?
13 bucăți. Mă prim la 20. Am 10 minute, 20 de minute, așa văd ca mea, totuși. 20 de minute, nu-i de aici, de acolo. Asta e, se mai întâmplă. Mai dacă ar fi mai vorbăreți și băieții, ar fi chiar ok, adică... Da. Da, hai să scăpăm și noi de chat-ul ăla, că nu prea ne interesează. Cât aveți, mă? Am... Cât? Stai, să zic imediat. 87 metal, cât? 50 cupru și 25 oțel. Mamă! Bă, băgata meu, piesă e clară, înseamnă că nu face de ieri. Face de... na. Probabil 2-3 zile, cam așa. E, 2-3 zile, că dacă stai o oră aici, faci de n-ai probleme, pe la urma. 20, bun. Ai mai un 21, aia. Bun, hai să mergem dincolo. Să luăm metal de aici. Dar băi, câte bucăți de oțel ai? Eu? Nu, ăsta cu Lego. Eu? Nu facem o schemă. Văd. Nu facem o schemă. Dacă cred că trebuie să-mi iau bomboanele, Dumnezeu. Ce ai zis? Am zis că mie metal îmi mai trebuie, că am cam puțin. Mă, eu am 20 din cealaltă din față. Am un eu metal de asta, dar nu mă mai împinge, trebuie și eu. Da, nu vă văd, dar e treaba. Spală-te pe ochi. Bine că ne vedem noi doi, adică na. Păi da. Bine că eu îl văd și pe băiat, adică nu... Bro, dar nu mai împinge, mă. Ești chiar pe redus mental sau? Dar ce are, mă, dacă-mi duc? Hai! Nu prea să fiu împins. Dacă nu vrei să... mai vrei să mai dinți aia în gură. Hai să zic un secret. Poftim? Hai să zic un secret. Zi. Bă, ce facem metalele astea? Mergem să facem niște muniție pentru tankuri. Și după aia o să încercăm să producem și tankuri. Dacă... Băi, de... Băi, dar... Băi, am lucrat cu rușii, dar... Păpt așa nu prea. Adică... Trebuia să livrăm niște tankuri la armată. Avem nevoie de mult fier. Am înțeles. Las că o să facem noi. Da, frate... Mai mici nu știu să facă decât arme mici, dar noi facem tankuri, elicoptere, chestii pentru armată. Da, da, da. Bun, hai să iau oțel. Mamă, cât am nevoie de oțel, mamă? Cât mai mult, ca să faci cât mai multe agheuri. Cât mai mult, cât? Hai că spau noi zeul ăla. Măcar 70, ca să zici, cum faci... Colegul, cât ai zis că ai? Am înțeles. Colegul, cât ai zis că ai? Ăsta lângă mine. Acum m-am prins ce-o zis. Am înțeles. Care a aterizat Domnul aici? Iisus Hristos. M-am 70 de astea. Bine, băiță. De aici... În 3, 2, 1... Ne întâlnim după aia. Tu-i vă cunosc, vreau salut. Cine? Zici? De la cine a luat bani? Pericol, dar i-o dat-am bani Pericol din nou. Băi,
Pa normal, vezi că de aici o să editez. Care are vreo 70 de bucăți să-mi dea și mie? Mă rog, 20. Stai, am 20 de oțeluri. Îți dau eu oțel. Nu, bun. Să zici cum vrei să mergem. Curgă, după aia ca oțel dau. Păi să vezi să-mi dai aici, lângă mine, și după aia vine înapoi, știi? Cine asta, mă? 187. Ți-l dau un drum spre job. Da, păi merem. Hai, auzi? Mă pregătesc o mașină dacă nu mai ai motocicletă. Colegul, eu te aștept afară. Stai un pic, nu faci asta. Ce ai zis, șeful, mai poți repeta? Am zis că eu mă duc afară să pregătesc mașina, mai stai bine. Puțin aici și revin în 2 minute, da? Bine. Mă, dar voi ce vă grăbiți așa, mă, nebunilor? Sau, alo, cara, nu ne auzim? Sau ne auzim și nu răspundem? Fără să-ți dai seama, am... Anonimă. A. Băieții. Băi, pe viitor o să încerc să fac ceva mai bun. Fie vorba între noi. Și... Na, să sperăm că... O să vă și plac un mic upgrade, să zic așa, la ceea ce vom face noi. Deci, na. Dar oare pe unde e șeful, mă? A să merg după el imediat mă duc după el. Și... E imposibil deja de face rost de mașină. Unde trebuie să o duc? Până la Polul Sud? Sau... Totuși... Un pic cam mult. No, hai mergem noi. Așa, mă. Zi faină. Mă rog, zi faină, că e noapte toată ziua aici. Bă, dar oare dacă merg în lava aia, ce s-a întâmplat, mă? Ia-le pe mă. Bea acolo cafea în alta. Salut. Șeful. Hai, colegul. Mamă, păi am stat acolo și... Mamă, hai. Deci acum, unde să mă pregătesc să merg? După ce mergem la noi la sediu să luăm toate necesare, da, da. Să luăm jobul de producător. Fără legitimația noastră de agenți de bază, nu pot să țin jobul de producător. Da, păi trebuie să nu luăm alea, insignele alea, sau? Exact, legitimație. Bun. Nu, pe... Mi-am pus centura. Păi mergem până acum, repete, la... Asta, ați auzit ce trebuie să facem și de aici, un exemplu, eu v-am lăsat, revenim mai târziu. N-am să închid episodul. Să înțeleg că te-ai integrat bine în echipă, nu? Da, da. Ok, colegi, totul e în regulă. Desigur. Mă, nu, mai neprezență în oraș, să zic așa, știi? Da, e ok. Am niște pretenții foarte mari la tine și dacă totul decurge bine, vreau să te avansez într-un fel la un moment dat. Vedem, pe viitor. Ce am luat jobul, acum mergem să facem și chestia aia. Poftim? Ai greșit drumul. Da. Acolo nu cred că putem intra, sau? Da, pe dreapta aici. Vezi cum ca aproape de cap. Uite aici. Mamă! Oh. O să plătesc. Las-o aici și închide mașina. Nu am înțeles, haideți. Ah. Capul. Hai să... Păi pe unde merem? Aici, pe aici. Am înțeles, păi... Nu putem pe dincolo. Nu, că nu e intrare acolo. Păi, nu, am zis și eu. Mai bine mergeam pe partea cealaltă.
Păi nu e intrare pe acolo, asta zic. Unde? Prin față? Nu. Prin dreapta, ia, în spate, dreapta. Nu există intrare pe acolo. Am înțeles. Băi, acum merge. Aici, în capătul braciului. E bună faza. Adică mergi te plimbi pe tot orașul, ce, toată țara până la urmă? Deci o să trebuiască să scoate pistolul, că e job ilegal. Și aici intri și încerci să craftezi. Chiar okay. Cu prima să faci acau și pe urmă faci glanțele. Dau la craft sau? Craft pentru armă și next pentru glanțe. Și unde le găsesc? Ce unde le găsești? Unde le găsesc? În inventar o să le găsești și pe urmă poți să dai pe ele, folosește și ți se încarcă direct la tine. Le găsești în buzunar pe urmă. Mamă, cum e asta? O scuzați. Ai leșinat de prima, a? Da, băiță. Ce zic? Cam asta toată treaba. Deci eu v-am lăsat aici. O să începem să facem foarte multe, începem și cu ceva mai frumos. Am uitat limba română. Am fost, I'm happy. Eu am lăsat o zi frumoasă. Pa, pa.